Două femei au fost spulberate de o mașină în plin centrul Buzăului în timp ce așteptau pe trotuar la semafor. Accidentul, care ar fi putut avea urmări din cele mai grave, s-a soldat cu rănirea celor două femei, fără ca viața să le fie pusă în pericol. Potrivit poliției, un bărbat de 28 de ani din Buzău, care se deplasa cu un autoturism din direcția strada Ostrovului către Crâng, nu a adaptat viteza de deplasare, moment în care a pierdut controlul asupra vehiculului și a acroșat două femei în vârstă de 18 ani din Bisoca, respectiv 57 de ani din Buzău, care se aflau pe scoar în așteptarea culorii verzi a semaforului. Din impact a rezultat rănirea celor două femei, care au fost transportate la spital. Șoferul autoturismului spune că s-a speriat de o altă mașină, al cărei șofer ar fi făcut o manevră imprudentă. Veneam dinspre Palat, eram pe primul șir de mașini de lângă bordură de aici și o mașină, n-am văzut nici număr, nici marcă, era culoare deschisă, un gri metalizat, cred. A tras dreapta să depășească prin dreapta șirului de mașini. Eu m-am speriat, am tras dreapta, am frânat și m-am urcat pe scoarul ăla de acolo. Martorii spun că mașina i-a dobărât pe pietonii aflați pe scoar ca pe niște popice, după care a trecut printre doi stâlpi și s-a oprit pe trecerea de pietoni. Am în trecere Bulevardul Unirii și am văzut cum aruncau pietonii unul peste altul în fața la mașină. Era o femeie sub mașină aici, dar nu știu că i-a luat după scoar, că i-a luat după trecere, nu mai știu de unde venea și cum a ajuns în poziția asta. Conform reprezentanților Spitalului Județean Buzău, cele două femei au suferit traumatisme craniene minore, iar una dintre ele a ajuns la urgențe și cu leziuni la mâini și picioare. Ambele erau în stare stabilă și au fost supuse unor investigații medicale amănunțite.